Fără nicio îndoială, concertul de diseară de la Hard Rock Cafe este un adevărat eveniment muzical, fiind vorba de formația brașoveană Conexiuni, înființată în toamna lui 1983. Doi dintre fondatori se găsesc și în formula actuală, Florian Stoica și Victor Lengel, vocalistul și toboșarul. Lor li se adaugă Victor Solomon, chitară, și Gabi Isaac, bas. Această reformare a mai avut loc și acum 20 de ani, până în 2000, atunci când Victor Solomon a înființat grupul Boschito și s-a retras din Conexiuni. Balada Tu, compusă de Florian Stoica, rămâne una dintre cele mai reușite piese ale genului din perioada de după 1990. De reținut însă și succese precum Viața de rocker, Fosta iubire, Lumea marionetelor, Mai rămâi puțin, Lacrimi în zadar. Despre concertul de diseară schimb acum câteva vorbe cu chitaristul și compozitorul Victor Solomon. Te salut, Solo! Te salut, Ștefan! Formația Conexiune a fost o adevărată pasăre Phoenix, care a avut puterea să renască de câteva ori de-a lungul existenței sale de 34 de ani. Spune-mi, te rog, Solo, cui sau cărui fapt se datorează această reunificare a voastră de acum? Păi, hai să zicem că fostele iubiri nu se uită niciodată. Ideea este că în acest moment trupa lucrează deja la un material nou. S-a întâmplat și oarecum datorită publicului, care se pare că în anul ăsta de formații noi vor să mai asculte și lucruri de calitate. Am hotărât să ne întâlnim în aceeași componență discografică. Publicul a vrut să reasculte anumite piese de suflet. Aici mă refer clar și la Fakir Valak, și la Fosta iubire, și Tu, și Viața de rocker, și Mai rămâi puțin. De altfel, toate piesele astea le vom cânta diseară la Hard Rock Cafe, abia așteptăm. Dincolo de asta și dorința de a cânta rock se simte acum din ce în ce mai bine, pentru publicul românesc cel puțin. Dat fiind faptul că au existat destul de multe ruperi de ritm în activitatea voastră, voi nu aveți decât 4 albume apărute până acum. În afară de piesele care v-au așezat definitiv în istoria rockului românesc, aveți și ceva noutăți pe care le veți cânta diseară la Hard Rock Cafe? Da, avem o piesă foarte proaspătă pe care o vom cânta. Nu vreau să dau mai multe amănunte pentru că suntem foarte curioși de feedback. E o provocare totuși să vii cu o piesă nouă, pentru că normal publicul se așteaptă să fie cel puțin la nivelul celorlalte. Și consider că Hard Rock Cafe este un loc foarte bun pentru așa ceva, pentru a face un soi de teasing. Chiar suntem curioși. În general, la un material lucrăm mai multe piese până selectăm acele, 10 care pot împlini un album. Acțiunea voastră de reformare se limitează doar la concertul de diseară sau v-ați gândit la un turneu național care să marcheze revenirea voastră? Păi, diseară, când suntem la Hard Rock Cafe, mâine suntem la Zilele Brașovului. Pe 6 suntem la Râmnicu Vâlcea, vrând nevrând, pe 20 mai suntem la Călimănești. În paralel cu Florian Stoica mai cântăm și în doi, ca să zic așa, o variantă de cover de Vandenberg și chiar adoptăm și cover-uri gen Whitesnake, că tot veni vorba, în cluburi. Este evidentă cererea pentru trupa Conexiunii, așa. Chiar am avut surpriza să mă întâlnesc cu brașoveni care să spună fix lucrul ăsta. Păi, asta e Conexiuni. S-a schimbat ceva la stilul și sunetul trupei? Din punctul meu de vedere, mie îmi convine ce se întâmplă, pentru că sunetul Conexiunii este unul destul de liber. Este unul mai garaj, așa. Noi nu cântăm cu metronom sau știu eu, cu tot felul de secvențere, cum se practică în ziua de astăzi. Cântăm fix așa cum suntem, cu instrumentele. Este cântarea pe care o considerăm cea mai sinceră și cea mai raf, cum îi zic eu. Și din câte am observat și pe dincolo se cam revine la vechile obiceiuri. Să fie într-un ceas bun și această reconexiune a voastră și succes de plin diseară la Hard Rock Cafe. Mulțumesc, Ștefan, și să ne vedem sănătoși!